Ne aflăm în Costinești. Aici este cazarea noastră, este foarte frumos, avem foarte multă verdeață. În față este parcul de distracție din Costinești. Acolo. Bun găsit tuturor, am ajuns la Costinești, am luat în primire cazarea noastră de la Costinești. Este o căsuță din asta, o casă din Costinești, avem balcon aici, avem două camere practic, este un apartament. Aici este suportul pentru haine. Este practic o cameră triplă și dincolo de această nișă mai avem încă o cameră practic. Aici avem balconul, uite, avem plasă pentru insecte, avem această fereastră rabatabilă și balconul este extraordinar de frumos, asta îmi place extraordinar de mult. Uite verdeață, uite masă. Asta este balconul nostru, practic este o cameră de 5 persoane, dar uite așa s-a întâmplat că am primit-o pe asta. Este destul de aproape de gară, destul de aproape de plajă și este exact ce avem nevoie. Aici este cea de-a doua cameră, este practic o cameră dublă, este așa cu tavan înclinat. Aici este suportul pentru haine, avem și o măsuță cu scaunul. Masa asta este foarte utilă, s-a întâmplat de multe ori să am cazare fără masă. Da, și cum spuneam, practic sunt două camere. Un apartament. Avem aer condiționat, televizor, frigider. Nu folosim aerul condiționat, este această etajeră aici. Folositoare, aici este baia cu fereastră, e un lucru foarte bun că este aerisire. Aici este zona pentru duș. Zona pentru duș cu lumina sus. Foarte ingenios, uite aici sunt cuierele astea de folosit la duș. Să pun lichid. Da. Tot ce este necesar. Ne aflăm la Costinești, avem o cazare splendidă. Aici suntem în balcon. Asta este imaginea pe care o vedem din balcon, vizibilitate. Uite ce trandafiri superbi. Avem aici o umbrelă. Avem viță de vie peste umbrelă. Avem în vedere spre sud, suntem spre strada Liriacului, se vede o clădire acolo, clădirea este chiar lângă parcul de distracții din Costinești. De acolo trecem când mergem la mare. Mâine plecăm, mâine se termină vacanța noastră. Astăzi n-am mai ieșit la mare pentru că eram praf după ziua de ieri, a fost foarte obositor. Și ne păstrăm puterile pentru mâine că mâine plecăm spre București și peste două zile plecăm mai departe în Ținutul Secuiesc. Deci va fi oarecum obositor. Deci astăzi ne-am luat o zi de odihnă. Puteam să ieșim, dar pur și simplu n-am fost în stare. Astfel că am rămas la cazare, unde este foarte plăcut. Avem acest balcon superb. Ne simțim foarte bine și ne-am odihnit cu ocazia asta.